invitați, distinși reprezentanții ai mass media centrală și locală. Vă rog să-mi permiteți să intru în procedura de desfășurare a ședinței Consiliului Județean. Mă refer la ședința ordinară a Consiliului Județean de astăzi, 3 mai 2018. În totalul de 33 de consilieri în funcție, sunt prezenți 31. Deci ședința are cvorumul necesar de desfășurare. Absent sunt domnul consilier Cristi Ghirimia, care se află în concediu medical, și domnul Lungu Paul. În conformitate cu prevederile articolului 215, legii numărul 215/2001, dau cuvântul secretarului județului, doamna Roxa Dan, pentru a supune spre aprobat procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 7 martie 2018 și ale ședinței ordinare din data de 3 aprilie 2018 și procesul verbal al ședinței din data de 19 aprilie 2018. Doamna secretară al județului, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, la comisii v-au fost emanate procesele verbale a celor 3 ședințe, 2 ordinare, 7 martie, 3 aprilie și a ședinței de îndată din 19 aprilie. Ele au fost publicate și pe site-ul Consiliului. Dacă sunt observații cu privire la cele menționate în procese verbale, înțeleg că nu. Domnule președinte, vă rog să puneți la vot pe fiecare parte. Supun la vot procesul verbal a ședinței ordinare din data de 7 martie 2018. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc cu unanimitate de voturi. Procesul verbal a fost adoptat. Supun spre aprobare pe numele Consiliului Județean procesul verbal a ședinței ordinare din data de 3 aprilie 2018. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de vot. Supun la vot procesul verbal a ședinței de îndată, din data de 19 aprilie 2018. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de vot. Doamna și domnilor consilieri, în proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. La punctul 1. Exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric, Casa Colonel Albu, din municipiul Focșani, strada Cernei, numărul 22, aflat în proprietatea domnului Zăvean Georgian. La punctul al doilea. Proiectul hotărâre privind transmiterea solicitării de trecere în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean a unei suprafețe de 17 hectare de teren, în vederea întregirii suprafeței necesare construirii Spitalului Județean. La punctul al treilea, avem proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul în suprafață de 64,26 metri pătrați și a dreptului de servitute pentru terenul în suprafață de 130,83 metri pătrați, situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă, numărul 8, aparținând domeniului public al județului Vrancea, în favoarea Ministerului Justiției, Tribunalului Vrancea. La punctul al patrulea, avem proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii construcțiilor garaje situate în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă, numărul 8, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției, Tribunalului Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean. La punctul al cincelea, avem proiectul de hotărâre privind transmiterea solicitării de preluare a investițiilor realizate în conformitate cu hotărârea Guvernului, hotărârea Consiliului Județean numărul 100 din 18 decembrie 2009, privind asocierea județului Vrancea cu orașul Panciu, Comuna Ciorești și Comuna Măicănești pentru implementarea programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate. La punctul al șaselea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții cu numărul de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul numărul 7, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare, întreținere și exploatarea imobilului bazin de not didactic, baza sportivă, situată în municipiul Focșani, strada Alea Stadionului numărul 2 și a tarifelor care se vor aplica în desfășurarea activității. La punctul al 8,
Ocrele, avem proiectul de hotărâre privind transmiterea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Focșani, administrarea Consiliului Județean, administrarea Consiliului Local Focșani în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a blocului de locuințe de serviciu compus din 56 apartamente situat în Focșani, strada Capitan Crețu Florin. La punctul al 9-lea, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea rectificării bugetelor județului Vrancea prin finanțarea unității administrative teritoriale Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2019. La punctul al 10-lea, avem proiectul de hotărâre prin acordarea cu titlu gratuit a cantității de 215 metri cub material lemnos, lemn de foc, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul al 11-lea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare din Consiliul Județean Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea prin accesul gratuit al elevilor din Județul Vrancea la activitățile desfășurate la bazinul de not didactic. La punctul al 12-lea, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea planului de școlarizare și a taxei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 la Școala Populară de Artă, în cadrul Centrului Cultural Vrancea. La punctul al 13-lea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a terenului în suprafață de 40 de hectare pășune, situat în Istabilan, orașului Mărășești, în vederea completării suprafețelor necesare realizării proiectului Parcului Memoriei Naționale Stejarii României, 100 de ani de istorie și demnitate, România. Domnilor și domnilor consilieri, ca urmare a cererii de clarificări transmisă de Autoritatea de Management, Programul Operațional Regional, cu privire la două obiective de investiții propuse la finanțare prin Programul de Reabilitare Energetică, la secretarul județului au fost înaintate încă 4 proiecte de hotărâre cu care se propune suplimentarea ordinii de zi după cum urmează. Punctul 1. Astfel, un prim proiect privește actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7 din strada Cuza Vodă numărul 56, județul Vrancea, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 208 din 2 octombrie 2017, pe urmarea modificărilor în evaluarea tehnică și financiară. Doamne și domnilor consilieri, supun la vot includerea proiectului menționat la punctul 14 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc cu unanimitate de voturi. Proiectul menționat a fost trecut la punctul 14 pe ordinea de zi. Punctul 2. Al doilea proiect ce se referă la aprobarea proiectului reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7 din strada Cuza Vodă numărul 56, Focșani, județul Vrancea, în vederea finanțării acestea în Programul Operațional Regional 2014-2020, axă prioritară 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1, sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Operațiunea B, clădiri publice, astfel de proiecte, POR 2016-331B1, 7 regiuni, POR 7.3.1, creștere eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi acelor care înregistrează consumul energetice mari și a cheltuielor legate de proiect. Domnul și domnul consilier, supun la vot includerea la punctul 15 pe ordinea de zi a proiectului. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc cu unanimitate de voturi. Proiectul amintit a fost trecut la punctul numărul 15 pe ordinea de zi. Al treilea proiect se referă la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Barthelemon Focșani, secția de pneumofiziologie, strada Cuza Vodă numărul 5052 Focșani, județul Vrancea, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 209 în 2 octombrie 2017, ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară.
Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot includerea proiectului menționat la punctul numărul 16 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul a fost trecut cu unanimitate de voturi la punctul 16 pe ordinea de zi. Punctul numărul 4. Al patrulea proiect în care se propune suplimentarea ordinii de zi, pentru care se propune suplimentarea ordinii de zi, este aprobarea proiectului reabilitarea energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan, secția de pneumofiziologie, strada Cuza Vodă numărul 50-52, Focșan, județul Vrancea, în vederea finanțării acestuia în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Domnul și domnul consilier, supun la vot includerea la punctul 17 pe ordinea de zi a proiectului. Dacă este cea împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost trecut cu unanimitate de voturi la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul și domnul consilier, dacă există observații pe marginea proiectului de ordine de zi, domnul consilier Bostan, vă rog. Domnule președinte, avem rugămintea ca în alte situații, când se suplimentează ordinea de zi pentru ședințe ordinare sau extraordinare, să se comunice proiectele de hotărâre ceva mai devreme, pentru că și de data aceasta au fost comunicate foarte târziu și, în plus, ar fi bine pentru bună comunicare și pentru ca toți colegii consilieri să aibă timp să citească noile proiecte, să fie anunțată și prin SMS sau telefonic suplimentarea ordinii de zi. Am înțeles și vă mulțumesc. Secretariatul tehnic, dacă este posibil, vă rog să luați act și să procedați în consecință față de propunerea domnului consilier Liviu Bostan. Alte observații, înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ordinar, în data de 3 mai 2018, a fost aprobat. Doamnelor și domnilor consilieri, precizez că toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, inclusiv cele cu care au fost suplimentate ordinea de zi, pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea și au fost depuse la secretarul județului. Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să intrăm în dezbaterea proiectului înscris pe ordinea de zi. Punctul numărul 1. Avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric, Casa Colonel Albu, din municipiul Focșan, strada Cernei, numărul 22, aflată în proprietatea doamnei Zăgan Georgian. Dar și domnilor consilieri, dacă există observații cu marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare pe numele Consiliului Județean proiectul de hotărâre a venit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul al doilea, avem proiectul de hotărâre privind transmiterea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. A unei suprafețe de 17 hectare de teren, în vederea întregirii suprafeței necesare construirii Spitalului Județean. Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să fac eu prima observație colegilor mei, doamne secretar, nu era obligatoriu să spuneți că cele 17 hectare de teren pe care le solicităm din administrarea Consiliului Județean, din patrimoniul statului și administrarea proiectarea publică a statului român și administrarea Ministerului Apărării, în vederea întregirii suprafeței necesare construirii Spitalului Județean. Ne trebuie aceste 17 hectare, eventual dacă ne va mai trebui la spital, nu este niciun fel de problemă, dar aceste 17 hectare ne trebuiesc pentru că armata nu mai are nevoie de ele și că acel teren trebuie să devină patrimoniul public ori al Consiliului Județean, adică tot propriate publică, dar în administrarea Consiliului Județean Vrancea, ori în propriate publică și administrarea Consiliului Local Focșan. Fiind al autorităților locale, terenul poate fi, se poate da destinația de utilitate publică în viitor, fără niciun fel de probleme. Vă rog, domnul secretar.
lăsăm și așa, dar v-am spus fără niciun fel de problemă că nu era interes necesar. Domnul consilier Emilian de acolo. Cred că propunerea să menținem pentru extindere este foarte bună, pentru că juridic partea cealaltă s-ar putea să aibă și alte probleme. Mulțumesc. Bine, mulțumesc foarte mult. Alte observații? Înțeleg că nu. Deci, vreau să întreb, domnule președinte, dacă în lipsa acestei suprafețe, fie că nu solicitam, sau dacă Ministerul Apărării, de cine știe ce motive, n-ar fi de acord, ar fi împietat cumva proiectul nostru de la spital? Nu, categoric. Nu, dar noi am făcut o evaluare, la modul ce mai ține aceasta. Și continuăm această evaluare și vrem să luăm în patrimoniu OAT-ului, Unității Administrative Teritoriale Brancea, sau în patrimoniu celorlalte OAT-uri ale administrației locale, tot ceea ce are Guvernul României și nu mai, și nu le mai trebuie în acest punct de vedere. Același lucru intenționăm să facem și cu tabăra de la Gălăciu și cu baza sportivă, partea clubului sportiv, Unirea, etc. Adică avem o grămadă de lucruri pe care va trebui să le solicităm, să solicităm Guvernului trecerea lor, pentru că, efectiv, la modul cel mai sincer, vă spun foarte clar că până la finele anului 2020, în România va fi adoptată inclusiv legea descentralizării. Doamna consilier Braciu, vă rog. Ambițiile de renou, președinte, extinderea spațiului verde la Fucșan. Dacă în eventualitate se vor lua cele 7 avem o problemă. Chiar una din discuțiile pentru care, pentru care am făcut această solicitare împreună cu primarul municipiului Focșan, a fost, nu ne vom rezuma doar la această suprafață. Mai există câteva suprafețe de teren. Proprietate publică și administrarea Ministerului Apărării, pe care chiar vrem să realizăm un parc. E vorba de un cartierul sud, are nevoie de un parc, fără doar și parc. Dacă mai este altă observație, înțeleg că nu. Supun spre aprobarea domnului Consiliului Județean proiectul de hotărâre am închis. Cine este realizat? Dacă este și am posibil, dacă se abține cineva. Doamnă și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. Vă rog să permiteți un simplu comentariu. Am citit în ultima perioadă în presă că liderul Partidului Național Liberal în Brancea a făcut o solicitare către Guvernul României, către Ministerul Dezvoltării, Ministerul Administrației și Dezvoltării Regionale cu privire la viitorul spital ce se va construi municipiul Focșani, spital cu 150 de paturi care poate servi județul Brașov. Doamne și domnilor consilieri, datoria mea ca președinte al Consiliului Județean să vă informez că solicitarea făcută de șeful dumneavoastră de organizație este una greșită. Datorită faptului că Guvernul României nu este titularul de investiții, răspunsul dat de Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației este absolut corect. Spitalele regionale sunt este foarte clar unde vor fi construite și de către cine vor fi construite, în speță de Guvernul României, la spitalul din județul Brancea, la nou spital din județul Brancea, titular de investiții este Consiliul Județean Brancea și va fi finanțat din fonduri europene. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul al treilea al ordinii de zi, avem proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul în suprafață de 64,26 metri pătrați și a dreptului de servitute pentru terenul în suprafață de 130,83 metri pătrați situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 8, aparținând domeniului public al județului Brancea, în favoarea Ministerului Justiției, Tribunalul Brancea. Dacă există observații cum ar trebui acest proiect, înțeleg că nu sunt supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit și pe. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, în fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul al patrulea, avem proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii construcțiilor garaje situate în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 8, în domeniul
administrarea Ministerului Justiției, Tribunalul Vracea, Domeniul Public al Județului Vracea și administrarea Consiliului Județean Vracea. Dacă există observații până la aceea, înțeleg că nu supun spre aprobarea Domeniul Consiliului Județean pentru domnătărerea amintit. Cine este pentru? Dacă este și împotrivă, dacă se abține cineva, doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, a pentru care vă mulțumesc. La punctul al 5-lea, avem proiectul de hotărâre prin transmiterea solicitării de preluare a investițiilor realizate în conformitate cu hotărârea Consiliului Județean numărul 100 din 18 decembrie 2009, privind asocierea județului Vracea cu orașul Panciu, comuna Cioi, comuna Mâncărești, pentru implementarea programului de curățenie a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate. Dacă există observații pe marginea acestor lucruri. A, doamna consilierul Doina Vraciu, vă rog. Domnule președinte, nu știu ce s-a întâmplat cu plantația de la Mâncănești, de exemplu, n-am găsit nici câte hectare au fost folosiți. Nu s-au făcut studii înainte, pentru că Mâncăneștiu știu că e o zonă salinizată, știu toți cetățenii din zona de sud. Și aș vrea să vă întreb, totuși, ce s-a întâmplat, pentru că el trebuia să deruleze în timp de 7 ani, nu s-a întâmplat nimic, iar la sfârșitul anului, 28-12-2017, a cerut sistarea. Totuși, ce se întâmplă cu investiția pe care o avem stejare României, dacă acolo avem vreo garanție că lucrurile vor avea alt curs și plantația va fi eficientă și ne vom bucura de măcar cetățenii din zona Mureșului de spațiu verde. Dacă cei de la Ciorăși, Măicănești, Panciu, nu au putut să beneficieze. Mulțumesc, doamne consilier, doamne Vraciu. Domnul director al compartimentului de achiziții, domnul Săcăruș, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să vă comunic? Investiția care a început la Mâncănești, dar a fost sistată între timp, acolo principala cauză fiind terenul sărăturos, care obiectivul principal al investiției era redarea circuitului agricol, așa, nu, circuitului agrosilvic. Dar situația terenului de acolo nu a permis ca să poată fi înființată plantația respectivă acolo. Și lucrările au sistat încă din primele faze ale procesului investițional. Deci acolo nu avem plantație, nu avem ce transfera autorității locale. Atâta ți-au tot spus? Da, domnul președinte. Să continui eu. Deci proiectarea a fost comandată de OATU. Proiectarea și documentația tehnico-economică. Mă lăsați să termin. Ce important era, cum vă spun eu, doar ceea ce am spus eu, în acest punct de vedere. Au găsit un expert la Brașov, care expert la Brașov, un ex-croc, a făcut ceea ce trebuia să facă din birou, fără să ducă pe teren. Ca drept dovadă, la Panciu s-a prins 80% realizat, din acest punct de vedere, la Mâncărești și la Ciorăști. De unde? De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Asta este realitatea lor, consilier. Am înțeles, domnul președinte, dar am studiile de fezabilitate sunt plătite de către OATU. Înțeleg, vina e deci doar a lor. Da, în exclusivitate. Și Consiliul Județean nu are nicio implicare? Nu a avut nicio implicare din cauza faptului că noi ne-am folosit de această chestiune pentru că noi am fost eligibili. Și am vrut să facem ceva cu mult pe punctul ăsta de vedere. Da, asta e foarte bine, dar finalitatea e tristă totuși pe toată zona. Știți cum e? Sunt lucrurile bune nu se fac ușor. Din punctul ăsta de vedere. Nu vedeți cum stăm la mâna constructorilor, la mâna contestațiilor, la mâna proiectanților, o grămadă de piedici în a face lucruri care, până la urmă, oricum, sunt absolut utile pentru comunitate. Ăsta e și motivul pentru care, în maxim o lună de aici înainte, o să modificăm
într-un mod foarte serios legea achizițiilor publice, în așa fel cât să simplificăm procedurile și să nu ne mai trezim cu asemenea situație. Și la Mărășești, înțeleg că lucrurile decurg bine și... Nu, la Mărășești lucrurile decurg foarte bine în acest moment. Numai că la Mărășești, am discutat astăzi cu domnul vicepreședinte cel mare, voi discuta și cu compartimentele tehnice și de specialitate. În regim de urgență, acolo trebuie furate puțuri, în așa fel încât să putem iriga suprafața de stejar care a fost plantată până în acest moment. Alte observații. Domnul consiliere Emilian Teacolom, vă rog. Domnule președinte, în repetate rânduri, am ridicat problema responsabilității. Din câte mi-amintesc, în 2010 am discutat în Consiliu despre acest proiect și eu știu că lider de proiect era Consiliul Județean. Nu rețin dacă studiul de responsabilitate este propus sau nu de Consiliul Județean. Dar fiind lider de asociație, trebuia să desemneze cu cineva din Consiliu, un funcționar, care se ocupe de această investiție. Dacă vom continua cu toate investițiile, să ne dăm seama, tocmai la final, că ele nu au fost urmărite și din vina unora sau altora s-au pierdut bani. Sunt niște bani consumați și nu avem plantațiile respective. Mai cu seama la Cioroș și mai Cănești, eu cunosc foarte bine zona. Este necesar pentru a schimba mediul. Pentru că acolo a început o proces serios, cel puțin în Măicănești, de salinizare secundară. Și deci trebuie făcute plantații de protecție, trebuie amenajate terenurile degradate. Dar pentru această treabă, dacă ne angajăm într-un proiect, eu încă o dată propun, desemnați oameni care să răspundă de acest proiect de la început până la final. Noi vom avea în 2018-2019 din nou proiecte cu finanțare europeană. Dacă nu vom proceda așa, la sfârșit ne vom trezi din nou că cineva e de vină. Eu aș prefera să nu găsim vinovați înainte de terminarea lucrărilor. Să-i găsim vinovații pe parcurs încât să mai putem repara. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Emilian Deacunu. Domnul consilier, puteam să desemnăm și pe Tutankhamon să ocupe de această chestiune. Omul, nefiind expert, putea să pună la îndoială ștampila unui expert pus pe un studiu care a fost plătit de autoritățile locale, de unitățile administrativ-teritoriale, chiar dacă nu a fost lider de proiect. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, vă rog să nu confundăm drumurile județene cu pădurile. Dacă facem o asemenea confuzie, după aia când o spunem, vorbim despre investiții la general. În altă ordine de idei, eu cred că în zona cu terenuri degradate este nevoie de intervenția Guvernului și eu chiar am făcut demersurile necesare până că Guvernul României să gândească la un program foarte serios de readucere a terenurilor degradate în situația în care ele să fie productive din nou. Deocamdată, vă spun la cel mai sincer și cu multă sinceritate, în ultimii 30 de ani nu s-a ocupat nimeni nici de terenurile degradate și nici de torenți în România. Ceea ce este, cum nu spuneam, foarte grav. Dar probabil când va fi prea târziu, o să ne trezim cu toți. Dacă mai există domnul consilier Iubostan, vă rog. Domnule președinte, pentru a fi votat acest proiect, ar mai fi câteva lucruri de lăbărit. Pentru că ne aducem aminte, Consiliul Județean a rămas bun de plată din acest proiect. Nu am dat banii înapoi, domnule. Știu, din păcate. În situația asta, este clar că sunt și niște responsabilități, cum spunea colegul meu, domnul consilier, de acord. Întrebarea este, în momentul când s-a încheiat asocierea și proiectul în felul cum s-a încheiat, într-un mod nefericit, s-au stabilit responsabilitățile și cei responsabili de această pagubă? Pentru că sunt nevoit din nou să folosesc cuvinte care vă deranjează pagubă și prejudiciu, fie că el de mediu sau de altă natură. În momentul când nu s-au stabilit, adică finalitatea acestei asocieri, trebuie, dacă s-a finalizat nu în modul în care a fost proiectată, trebuie stabilite și responsabilitățile. O altă întrebare,
dar ar trebui să avem răspuns acum, înainte de a vota, este dacă Consiliul Județean și-a prezervat vreo cale de a se regresa împotriva celor vinovați, în situația când cei vinovați nu sunt funcționari ai Consiliului Județean, de a se regresa și de a recupera din ceea ce am pierdut sau restituit bani. Cred că aceasta ar fi obligația Consiliului Județean înainte de a solicita ceea ce se cere în acest proiect de hotărâre. Deci lucrurile nu sunt pe deplin clarificate și sunt sume totuși mari. Și spunea și colegul mai înainte, oricine s-ar putea gândi, așa trebuie să fim totuși bărbitori, o situație de genul ăsta să nu reîntâlnim la alte proiecte unde Consiliul Județean este ori lider, ori pur și simplu sunt proiectele proprii ale Consiliului Județean. Mulțumesc, domnule consilier, de un post, da? Am început asemenea demersul, domnule consilier. Doamna Cristina Stoica, doamna jurist Cristina Stoica. Am mulțumesc. Lăsați, dacă nu ajunge, o să încerc să vorbesc eu mai tare. Domnule președinte, Consiliul Județean Vrancea a acționat în instanță atât Autoritatea Fondului de Mediu, cât și autoritățile publice locale partenere, întrucât am considerat că niciunul dintre aceste părți nu și-au respectat obligațiile din contractul de finanțare și din acordurile de parteneriat. Autoritatea Fondului pentru Mediu a întârziat în mod repetat plata cererilor de rambursare, drept pentru care lucrările, toate fazele tehnologice, plantat, întreținere, culturi, au fost întârziate. Pe de altă parte, nici autoritățile locale care aveau obligația să participe cu forță de muncă sau cu fonduri proprii la realizarea acestui proiect nu au participat, deci nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile. Drept pentru care inclusiv UAT Ciorăși, de exemplu, nu a dorit să vină cu contribuția proprie și este acționat în instanță. Procesul este suspendat până când se judecă dosarul la Înalta Curte cu Autoritatea Fondului pentru Mediu. Deci ne aflăm în proceduri de... Mulțumesc! Nici noi nu suntem savanți în acest proiect. Probabil că dacă îi țineam mai din scurt și spuneam lucrurilor pe nume mai repede și mai făceam și uz de autoritate, poate că am fi reușit mai bine și mai mult. Dar asta e viața. Domnul consilier Liviu Costa. O simplă întrebare. Nu credeți că în momentul când s-a gândit acea asociere, responsabilitățile consiliilor locale erau mult prea mari și peste puterea lor administrativă, că aveau o grămadă de obligații acolo. Domnul. Să studieze, să vă angajeze, domnul, responsabilități. Era clar că nu vor reuși în start. Păi se știa dinainte, era ceva previzibil. Dacă autorități, domnul, dacă autoritățile locale ar fi spus, noi nu putem să facem așa ceva, nu intrau în asocierea respectivă. Acum ce să facem dacă au comandat studii la un excroc de expert, cum îmi vine Consiliului Județean sau autorităților locale. Nu, povestea este una singură, că în momentul în care situația, de fapt, și ați auzit foarte bine. Deci, și doamna Vranciu, poate să vă, colega dumneavoastră, care e specialistă, cum vă spune eu, în domeniul aproape, poate să vă confirme faptul că lucrările, dacă nu le faci la timp, în materie de păduri sau de agricultură, la revedere. Nu mai ai pe ce să pui bază din acest punct. Deci, concluzionând, dorim să facem bine, s-ar putea să ne facă ce-i mult rău. Acela concluzionare. Și mai e o chestiune, domnul consilier, pe care vreau să o înțeleg. Noi nu puteam să comandăm lucrări pe terenul proprietatea, cum spune, unităților administrative teritoriale. Dar se vin foarte clar din acest punct. Asta e, din nefericire s-a întâmplat. Dacă există alte observații, înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre, amintiri cine este pe care. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Acum, la 6, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea organigramei statului de funcție, numărul de personal al Direcției Generale de Asistență Socială, Protecția Copilului Vrancea. Dacă există observații pe materia acestui proiect. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva,
dezbatem serios. Dacă sunt observați. Domnul consilier, trebuie să vă rog. Da, domnule președinte, dacă tot este vorba de dezbatere și fiind un proiect, propun două amendamente pe marginea acestui, aceste hotărâri. Prima legată de orarul bazinului. Programul începe de marți până duminică de la ora 9. Propun ca el să înceapă de la ora 7 dimineața, deoarece sunt persoane active, persoane care își încep jobul la ora 9, iar în intervalul acesta de la 7 la 9 își pot desfășura activitatea fără să fie deranjați de copiii care vor veni în cursul zilei sau după amiaza, mai ales că există propunerea ca accesul să fie gratuit pentru ele. Cea de-a doua este legată de tarif. Ideea e foarte bună. Și vă rog să fie trecută, cum vă spunem, de secretariatul, de secretariat, cum vă spunem, în procesul verbal, urmând să o adopte. Vă rog. Cea de-a doua este legată de tarif. În urma studierii tarifelor la mai multe bazine, atât în țară cât și în afară, am văzut că acest tarif propus la Focșani este cam de nivelul Bucureștiului. În altă parte nu am găsit ceva mai scump. Propunerea mea este să menținem aceeași sumă de 25 de lei la adulți, 15 lei la copii, 10 lei la copii mai mici de 14 ani, dar să dublăm timpul, adică să fie pentru 2 ori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Crețu. Doamna jurist Cristina Pleca, plecați puțin cu tarifele, cum vă spunem, că avem situații diferite. Noi aici la Focșani, poate să dă situația de la București, vă rog. Da. Domnule președinte, domnilor consilieri, tarifele au fost stabilite având în vedere prevederile Ordonanței 71/2002, care obligă autoritățile locale care organizează un serviciu de exploatare și administrare să stabilească tarifele în baza unor principii, între care se află și principiul acoperirii cheltuielilor curente. Întrucât destinația bazinului a fost dată cu preponderență unor activități instituționale administrative, învățării sportului de către elevi, în speță, aceste tarife au fost stabilite printr-un calcul, practic, neavând la bază o cheltuială efectivă. Calculul bazându-se la documentațiile tehnice de funcționare ale bazinului. În cazul în care vom constata că aceste cheltuieli, aceste tarife sunt acoperitoare pentru cheltuieli, ele pot fi diminuate. Însă, la acest moment, nu am găsit o justificare legală pentru stabilirea unor tarife mai mici. Mulțumesc! Ideea este următoarea, și ca să facem precizarea, cât să mă fie clar. Tarifele pe care le-am stabilit nu acoperă cheltuielile de funcționare lunare, din acest punct de vedere. Despre deosebire de București, noi acordăm subvenții, cum spuneam, elevilor, pentru că elevii nu plătesc absolut nimic. Cei care, cum vă spune, urmează să învețe în notul. În partea a doua propunerii, cele de-a doua propunere, ați mai spus ceva și n-am reținut o parte. Sumele am spus să rămână același, să se dubleze doar timpul la care se raportează. Că nu o să fie pentru o oră, o să fie, de fapt, tariful pentru două ore. Da. Din nefericire, pentru un moment, cum să spun, cred că nu e posibil, haideți să facem un exercițiu, să vedem cum vor funcționa lucrurile în acest mod. Și vom vedea. Supun plenului Consiliului. Cine? Stai să terminăm puțin cu domnul consilier Crețu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean prima propunere a domnului consilier Crețu. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean cea de-a doua propunere privind dublarea deci ca tarifele existente să nu fie pentru o oră.
fie pentru două ore, la, tot la propunerea domnului consilier Crețu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu majoritate de voturi, propunerea cea de-a doua a fost respinsă. Domnul consilier Iepure, vă rog. Doamne președinte, primul lucru care vreau să vi-l propun este să scoatem articolul 6 de la anexa de tarife. Pentru că eu, dacă vreau să-mi duc copilul 12-13 ani, să nu fiu obligat să plătesc tariful pentru a beneficia de, de acest bazin, dacă pur și simplu vreau să fiu ca însuțitor și să nu plătesc decât să fiu prezent la locație. Mi se pare un cost în plus pentru a-mi duce copilul la, ca și însoțitor, nu ca și beneficiar al serviciilor. Asta este domnul consilier, nici măcar nu aveți acces în zona bazinului. Este specificat regulament cum a copilul. Păi spune adultul care însoțește copilul în sala bazinului, dar este obligat să achite contravaloarea. Dacă intră în apă. Biletul de acces. Dacă intră în apă, nu la tarifă nu este... Prevedere, mai în față. Da, poți să vedeți. Haideți, vă rog. Iar al doilea, la copii între 15 și 18 ani, aș vrea să adăugăm și studenți. La... Păi nu, adăugați și studenți. Noi nu putem să învățăm studenții să înmoate. La tarif. Păi lasă, lași cu locul ăsta. Deci sunt și asta intră la categoria copii între 15 și 18 ani cu 15 de ani. Am înțeles. Și adăugat studenții la zi. Da. Supun spre aprobă. Deci nu m-ați dat studenții, supun aprobă. Da. Că cealaltă este imposibilă. Atunci nu și avea relevanță articolul 6. Păi și avea domnul consilier, nu știu. Și avea. Pentru că trebuie reglementat și să faci însoțitorul copilului. Dacă faci și el baia alături de copil, plătește. Dacă nu faci baia alături de copil, nu plătește. Nu poate să intre în zona bazinului dacă nu. Dacă nu. Da, haideți să exagerăm. Deci, propunerea cu studenții, sau în prima propunere pe care a făcut-o, să scoatem articolul, care ar fi fost? 6. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu majoritatea de voturi, propunerea domnului consilier Iepure a fost respinsă. Propunerea domnului consilier Iepure să adăugăm studenții la tarifele elevilor. Studenții, da, în forma de învățământ, zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Propunerea a fost adoptată în unanimitate. Alte observații, stimați colegi. Domnul consilier Vigu Costa, vă rog. Vă rog, liniște. Domnule președinte, am avut o discuție destul de interogată la comisie, totuși nu am primit o lămurire în privința unor cifre. Ar fi fost bine să știm în momentul acesta care ar fi, măcar cu aproximație, ordinul de mărime, al cheltuielilor pe care Consiliul Județean le va face pentru a întreține bazinul de loc. Pentru că sunt cifre foarte importante. De asemenea, trebuia făcut o proiecție în ce măsură veniturile, care vor fi veniturile obținute din bilete. O proiecție scurtă. Realitatea este evident că s-ar putea să ne contrazică. Dar trebuia să pornim de la o bază de calcul. Noi acum votăm tarife și tot regulamentul acesta, dar s-ar putea în scurtă vreme să le modificăm. Și încă un lucru care nu a fost spus,
dacă din start inițiatorul s-a gândit ca bazinul să facă un anumit termen. Sau mergem pe ideea că toate costurile vor fi suportate din bugetul Consiliului Județean, pentru că abordările vor fi complet diferite în situația asta. Și vă fac o precizare scurtă, da? Consiliu, ca să ne înțelegem foarte bine. Eu sunt inițiatorul acestui proiect. Eu am cerut Compania Națională de Investiții să facă în județul Vrancea, într-o ciuda tuturor opreliștilor acest bazin de not. Eu doresc, ca șef al administrației publice județene, ca toți copiii din județul Vrancea să învețe să note gratuit în acest bazin. Proiectul o să facem, dacă vreți, să facem o dezbatere după ce va funcționa bazinul o lună sau două luni de zile, ne întâlnim în plenul Consiliului Județean, facem o analiză capodată a funcționării bazinului, bugetului de venituri și cheltuieli și toate celelalte lucruri care vă interesează. Vă mulțumesc! Doamna consilier Doina Bradu. Există, aici n-am observat, dar abonament persoană fizică. Deci 25 de lei ora pentru o persoană fizică, așa a rămas. Și în cazul în care nu e la nivel de grup, sunt aici abonamente, dar la nivel de grup. Dacă o persoană fizică solicită și un abonament pe o lună de zile, da, rămâne tot 25 de lei? Nu știu, nu scrie în... Nu, asta nu este. Pe culoar sunt altele, alte închiriere culoară, nu are, nu se văzut așa ce zice. La grup, la grup este inclusiv medicina sportivă, e la, e cu instructor. Cristina, te rog. Da, grupul presupune și instructor. Nu, vorbeam de o persoană fizică. Ce a zis domnul consilier Crețu, că în cazul de la ora 7 dimineața vor fi solicitanți care încep activitatea la ora 9 și vor să înnoate și vrea să-și facă un abonament, nu este prevăzut așa ceva. Un abonament pe persoană fizică... Este 25 de lei. Ideea este că... 25 de lei ora, deci rămâne tot... Îți face același tarif pentru adulți. Acum, ideea este următoare. N-am putut diferenția. Îi dăm drumul. Îi dăm drumul asumă. Din acest punct de vedere. Și totul are un început. Toate la regitoare, dar de ce ați inaugurat bazinul ăla? Pentru că altfel nu puteam să mai... Nu puteam să preluăm de la Compania Națională de Investiții. Din acest punct de vedere. Îi dăm drumul așa și în funcție de cum vor merge lucrurile, eu cred că în perspectivă putem discuta ca la abonamente să existe oarecare reducere din acest punct de vedere. În funcție de adresabilitate, vom vedea. Doamne și domnilor consilieri, înțeleg că nu mai sunt alte observații. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre analitice este pe. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de voturi, faptul care vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul 8 avem proiectul de hotărâre din admiterea solicitării de trecere în domeniul public al municipiului Focșani și administrarea Consiliului Local Focșani, domeniul public al dreptului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, a blocului de locuințe de serviciu compus din 56 de apartamente, toate în Focșani, strada Capitan Crețu Jorin. Dacă există observații cum ar fi acest proiect, înțeleg că nu, suport. A, domnul consilier, după post, am vrut. Domnule președinte, motivația mi s-a părut totuși nu pe deplin justificată. N-am înțeles de ce municipiul Focșani ar fi în stare să gestioneze atribuirea locuințelor de serviciu și noi, Consiliul Județean, în mai mare măsură, ar fi în stare să facem lucrul acesta. Cred că e normal să rămână în administrarea municipiului, așa cum a fost până acum, și dânsul să-și îmbunătățească procesurile și să răspundă la nevoile municipiului și poate și la județului. Asta ar fi un semnal de neîncredere față de administrația municipiului. O fi avut noi critici la administrația municipiului, dar nici chiar așa să spunem că nu ar fi capabil să-și îmbunătățească niciun fel procedurile. Și consider că e justificat să preluăm noi de la municipiul și acest apartament. Înseamnă că s-a gândit rău de la bun început când nu a fost atribuită această responsabilitate. Ați încheiat? Da. Mulțumesc, domnule consilier Liviu Bostan. Nu se pune nicio secundă problema că municipalitatea nu este în stare să administreze în mod corespunzător cele 56 de locuințe de serviciu. Vreau să vă fac precizarea, în schimb, că cele 56 de locuințe au adresabilitate la instituții care sunt venite în majoritate de interesul de
județean și nu local. Probabil că s-a făcut o eroare la început, când ele au fost trecute în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani. În altă ordine de idei, administrația publică județeană chiar intenționează să mărească în viitor portofoliul de locuințe de serviciu. Eu, așa cum este normal, cei care lucrează pentru poporul român, pentru statul român, în diferite instituții ale statului, ca să-și facă activitatea și să-și îndeplinească misiunea în mod corespunzător, în primul rând nu trebuie să stea cu chirii și nu trebuie să stea pe stradă. Prima condiție de bază este să aibă, dincolo de locul de muncă de la stat, să aibă și locuința de care are nevoie. Observații, altele observații. Alte observații, dacă mai avem, nu mai avem. Supus prea aprobare plenul Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, eu mulțumesc cu majoritate că votul proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul numărul 9, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea rectificării bugetului județului Vrancea privind finanțarea unității administrative teritoriale Vrancea sub autoritatea Consiliului Județean pe anul 2018. Dacă există observații cum ar fi acest proiect, domnul consilier de acolo, vă rog. Domnule președinte, două principii fundamentale sunt la adoptarea bugetului sau la adoptarea rectificărilor bugetare. Transparența și fundamentarea sumei. Din materialul primit, n-am observat niciun fel de transparență atunci când s-a propus transferul de la Consiliul Județean la Muzeul Vrancei a sumei de 3 milioane de lei, fără o explicație precisă, deși noi ne-am angajat inițial, în bugetul inițial, să ne ocupăm de Vrancea eroică. Adică să ne ocupăm de toate manifestațiile culturale, artistice și așa mai departe, noi Consiliul Județean. Fără să existe o fundamentare, ni se propune transferul sumei de 3 milioane de la autoritatea executivă la o unitate subordonată. O a doua chestiune. În bugetul inițial, programul cultural avea și acțiunea programul artistic dedicat zilei de 9 mai, realizat la Crângul Petrești. Program susținut de elevii claselor de design, de pictură, de chitară, acordeon și așa mai departe. Program care practic nu avea nicio sumă. Adică se putea realiza cu forțele proprii a Centrului Cultural. Acum ni se propune să alocăm o sumă de o jumătate de milion pentru un program care nu implica cheltuieli deloc. Fără să se fundamenteze de la cheltuieli zero, cum se ajunge la cheltuieli de jumătate de milion. Pornind de la principiul care l-am emis de fiecare dată în Consiliul Județean, acela că orice bani care poate fi investit, trebuie să-l investim. Și cum Centrul Cultural a descoperit că există posibilitatea reducerii cheltuielilor. Pentru alt program prevăzut în bugetul inițial și cum în bugetul nostru a județului există o sumă de jumătate de milion pentru acest lucru, pentru ziua de 9 mai, am propunerea ca această sumă descoperită să o acordăm investițiilor. În al doilea punct, în rectificarea bugetului. La ultima ședință am ridicat problema unor diferențe semnificative între sumele alocate unor comunități locale pe principiul conducerii de către primari de culori diferite. Am ridicat problema drumului de la Mihălceni la Bălești. Mi s-a spus că se va studia această propunere și că se va mări suma de la 700.000, adică 4% din valoare investițiilor, la o valoare relativă cât și la drumul de la Îmbulești-Maluri de 25% sau
armeni Bugești de 30%. Nu s-a făcut acest lucru. De aceea, eu propun ca suma descoperită de către Centrul Cultural să fie acordată investițiilor și, în mod deosebit, pe acest drum. Vă mulțumesc! Deci două propuneri s-au desprins de la dumneavoastră. Da. Prima. Sau prima era să nu se aloce suma de jumătate de 1.500.000 de lei pentru acțiunea care inițial în bugetul inițial nu avea sume prevăzute. Pentru că această sumă de 500.000 de lei există în alte cheltuieli. Am înțeles. Supun în plenul Consiliului Județean la vot, până acum în Ian Diaconu, ca o continuare de Vrancea Eroică să ocupe Consiliul Județean și nu Muzeul Vrancei, cum de fapt ar, așa ar fi normal, pentru că dăm și de experți și specialiști în istorie și în eroism. Noi mai puțin. Ce este pentru? Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Cu majoritate de voturi, propunerea domnului consilier Emilian Diaconu a fost respinsă. Propunerea numărul 2 a domnului Diaconu este ca cei 500.000 de lei să fie dirijați către investiții pentru drumul Mărești Michalceni. Supun, domnul director Iordache, ia povestiți-ne puțin cu ce vrem să facem cu Michalceni Mărești. Domnule președinte, acest drum 202 F, sectorul Mărești Michalceni de la kilometru 0 la 7, e finanțat în cadrul PNDR 2. Pentru acest drum, de fapt pentru toate cele 32 obiective de investiții, Consiliul Județean prin dumneavoastră a semnat... Da, faceți precizarea domnului consilier Emilian Diaconu. Am semnat contractul de finanțare... Asta vreau să spun. Pentru toate cele 32 obiective de investiții a semnat toate contractele de finanțare, în valoare de 239 de milioane de lei. Peste 239 de milioane. Mulțumesc, domnule. La această dată este în licitație... Nu mai continuă. Deci drumul Michalceni Mărești va fi executat. La superlativ, vă rog. Cu completare, domnul președinte. Nu, o completare la buget. E vorba de rectificarea bugetului. O completare la ceea ce a spus domnul Iordache. Vă rog. Domnul Iordache face politică. Deși ar trebui să nu facă politică. De ce? Domnul Iordache știe foarte bine că la anul sunt alegeri. Domnul, vă rog să-mi permiteți. Suntem la rectificarea. Suntem la rectificare și tocmai o propunere de rectificare o am. Și vreau să o fundamentez. Ați făcut-o. Păi, dar vreau să o fundamentez în continuare. Vă rog. Deci, fără nicio motivație, a acordat și dumneavoastră ați acordat numai 4% acestui drum, deși alte două drumuri. Simplu. Aflat în acea situație, s-au acordat 25% sau 30% din investiții. De ce? Simplu motiv, pentru că există acolo doi primari, la Ciorești și Bălești, de altă, din altă formațiune politică, altă logică nu există. Dacă din trei proiecte, la unul îi dau 4%, la celălalt e 25% și 30%. Domnul Consiliu, ca de obicei, stăți în eroare. Ok. Domnul director, domnule, domnule președinte, la drumurile la care face referire domnul consiliar Diaconu Emilian, sunt semnate contracte de execuție de lucrări, chiar la unul dintre ele, la Vultur, Hângulești, Maru, s-a semnat astăzi ordinul începerea lucrărilor, la fel la 204 F, Bugești, Oreagu și Slobozia, Ciorești, Armeni. Deci sunt încheiate contracte de execuție de lucrări, pentru asta s-a previzionat în buget aceste sume conform graficelor de execuție a lucrărilor. Pentru drumul 202 F, Bălești Michalceni s-a previzionat suma de 500.000 de lei, dat fiind faptul că se află în situații similare cu următoarele de drumuri. 205 J, Intraviran, Comuna Fitionești, are aceeași sumă de 500.000 de lei.
205 S, Focșani, Câmpineanca, Vârteșcoi, unde din 30 de milioane de lei am previzionat suma de 300 de mii, și drumul 205 L, DN2, D, Negrilești. Da, toate acestea da, sunt în citație. Domnul Diacon, nu vrea să le vadă pe astea. Dânsul vrea să vadă numai Bălești, Bidarceni. Atât cum... Deci, celelalte trei drumuri pe care le-am intrat au aceeași sume. Dacă îi interesează. Dacă e liberal, îl interesează. Asta doresc să fac o precizare suplimentară, domnule președinte. Nu mai faceți nicio precizare. Dacă mai sunt alte observații. Domnul consilier, că nu pot sta. Domnule președinte, s-ar putea o explicație pentru suma de 500 de mii de lei pentru un spital pentru studii de fezabilitate și de oportunitate. Cum s-a stabilit nivelul acestei sume? Și dacă avem, noi o să cheltuim dreptat niște bani, ne-ar trebui și niște încredințări că vom duce și la final proiectul, ca să nu... Și drogul de sare ce se face? Exact. Ne gândim, în afară de aceasta, domnule președinte, v-aș ruga ca și în alte situații să nu luați în derizoriu propunerile colegilor privind amendamentele la... Să fie tratat la modul cel mai serios. Domnul Diaconu a făcut niște propuneri pertinente. Puteți să fiți de acord sau să nu fiți de acord cu ele, dar vă rog să ne tratați cu adevărat. Dar le tratez fără niciun fel de probleme. Mi s-a părut că nu le tratez sau nu? Exact. Supun la vot propunerea domnului consilier Emilian Diaconu. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă este cineva. Care vreți să o mai respingem? O să propun la fiecare rectificare această propunere, ca să vadă și cetățenii județului cine este împotriva realizării unui drum pe care îl poate circula. Important este să facem drumurile. Asta e important. Rest, îți povestesc pe copii. E politică la televizor. Să vă duceți pe drumul ăla. Am fost pe el, tocmai de asta l-am băgat în PNDL, îl finanțăm, e la licitații și îl vom executa până în 2020. Va fi un drum de excepții. Va fi un drum de excepții la întrebărești și Bălceni. Vă mulțumesc. Supun spre aprobare pe numele Consiliului de Țean proiectul de hotărâre de amintiri și este pentru. Dacă este cea împotrivă, dacă se abține cineva. Cu majoritatea de voturi de hotărâre a fost adoptat. În ceea ce privește spitalul și studiul de fezabilitate pentru spital, vă fac o precizare. Marian Optesan nu a mințit niciodată cetățenii județului Vrancea. Marian Optesan când e da, e da, când e nu, e nu. Și întotdeauna și-a ținut promisiune față de comunitate. Așa că aveți încredere în mine. Vă recomand acest lucru. Punctul numărul 10. Avem proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a cantității de 215 metri cu material lemnos, lemn de foc, Direcție Generală de Asistență, Protecția Copilului Vrancea. Dacă există observații după aceea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare. Da, vă rog, domnul consilier. Cred că s-ar conveni niște explicații privind proveniența materialului și ce condiții și pentru ce mai trebuie să conveni. Doamna director, Dana Nedrescu. Lemnul provine din lucrările care s-au executat în cadrul proiectului Arii Protejate prin Petrești, când s-au realizat pistele trotuare. El a fost tăiat, depozitat, stocat, cubat. Ne-au rezultat 215 metri cubi. Deci ASPC-ul ne-au cerut 300 de metri cubi, noi le punem la dispoziție. Mulțumim, domnul director. Alte observații? Înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare. Nu sunt la prezentul care nu ieșea la socoteală. Văd într-un... Vrea măsura de nou. Mai facem o cerere, dar ne mai dea rog zil, mai trebuie. Mă ales că proiectul nu era... Am proiectul de hotărâre a medicinii este pentru. Dacă este cea împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, fapt pentru că reformă subiect. Punctul numărul 11. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea protocolului de colaborare, de vedeți și noi facem protocoale. Ca să iei cu DNA-ul.
aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, fiind accesul gratuit al elevilor din Județul Vrancea la activitățile desfășurate la bazinul de mod didactic. Dacă este observați. Vă rog frumos, domnule președinte. Pentru că mai devreme am adoptat prin vot un amendament la regulamentul de funcționare, ar trebui și aici o modificare, pentru că accesul gratuit se va face în baza protocolului cu Inspectoratul Școlar și noi am votat pentru studenți o gratuitate. Și ca să aibă acces, cumva... N-am votat gratuitate, domnule. N-ați fost atent. Am votat un tarif mai mic. Un tarif mai mic. Și cum se acordă? Pur și simplu, nu trebuie să facă... Când vine cu carnetul de student la zi și se aplică tariful cu măsură necesară. 15 lei. Nu, dar puteam adăuga prevedere. Ce să facă? Să vezi gratuit? Dar nu crescuiam. Să vină programele... Bine. Și veteranii de război. După codul administrativ, vă spun eu sigur cine e inspector general. Până atunci nu pot să vă precizez. Bine, vă mulțumesc. Ați terminat? Ok. Supus pe aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei este pentru. Dacă este și împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, foarte multare, vă mulțumesc. Punctul numărul 12. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea planului de școlarizare și a taxei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, la școala populară de artă, în cadrul Centrului Cultural Vrancea. Dacă există observații cum ar fi acest proiect. Domnul consilier, colegul Bostan, vă rog. Am dorit ca de fiecare dată când avem un astfel de proiect din partea Centrului Cultural să mi se arate și rezultatele. Pentru că avem acolo să pregătesc elevi în diferite specialități, în norme didactice, care noi le învățăm și le finanțăm. Ar trebui să avem și rezultate. Ce au făcut absolvenții, în ce măsură au îndeplinit ceea ce am plănuit, ceea ce a propus cercul. Pentru că sunt și lucruri care sunt făcute și nu sunt expuse, nu sunt vizibile, dar să vedem în toate privințele care sunt rezultatele cercului. Cred că e un deficit de comunicare, ceea ce nu e bine pentru noi ca instituție. Vă rog liniște. Am înțeles. Supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei este pentru. Dacă este cine împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 13 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea preluării în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, terenului în suprafață de 40 hectare pășune, situat în instabilan orașului Mărășești, în vederea completării suprafețelor necesare realizării proiectului Parcul Memoriei Naționale, Stejare României, 100 de ani de istorie și demnitate, Romândria. Dacă aveți observații cum aici acest lucru. Înțeleg că nu supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre la medicii este prea. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, va pentru care vă mulțumesc. Punctul numărul 14. Avem proiectul la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții, obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe corpurile 5, C5, C6, C7, din strada Cuza Vodă, numărul 56. Dacă aveți observații, vă rog, domnul consilier, Emilian. Președinte, vă rog să dispuneți direcții de specialitate să ne prezinte în ce constau modificările, că noi nu am avut posibilitatea să studiem. Doamna director, Negulescu, vă rog. Noi am depus refinanțare, două proiecte pe reabilitare energetică. Cinci. Două dintre ele au avut loc vizita la teren și ne aflăm în faza de precontractare. Pe parcursul perioadei de elaborare și verificare a proiectelor s-a constatat o eroare. Au fost incluse în cheltuieli, TVA, s-a adăugat TVA la taxe și avize, lucru care a trebuit modificat.
făcând aceste modificări, valoarea inițială a scăzut. La cele mă refer, am să mă refer la amândouă proiectele, pentru că este același lucru. La una a scăzut cu 6.500 de lei, la cealaltă valoarea de proiectare a scăzut cu 3.700. Noi trebuie să facem aceste modificări a indicatorilor tehnico-economici ca să putem aproba hotărârea care va sta la baza cererii de finanțare. Aceste proiecte trebuie, aceste hotărâri trebuie încărcate până pe data de 10 mai. Deci, aici a intervenit modificarea indicatorilor tehnico-economici. A scăzut valoarea la amândouă proiectele. Mulțumim, domnul Mucurică. Supun spre aprobare Plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Punctul numărul 15. Proiectul de hotărâre prin aprobarea proiectului de reabilitare energetică și lucrări conexe la podurile C5, C6, C7 de strada Cruza Vodă, numărul 56, Pocșani, județul Vracea, în vederea finanțării acestea în cadrul operațional, programului operațional regional 2014-2020. Observați? Înțeleg că nu sunt supus pe aprobare Plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Unanimitate de votul proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 16. Privind la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență, Sfântul Pantelimon Focșani, secția de pneumofiziologie, strada Cruza Vodă, numărul 50-52, Focșani, județul Vracea. Dacă există observații cu marginea acestui proiect. Înțeleg că nu sunt fost prea aprobare Plenului Consiliului Județean pentru hotărârea numit ce este pe. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vreau și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, poate pentru care vă mulțumesc. Punctul numărul 17. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea proiectului de reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, secția de pneumofiziologie, strada Cruza Vodă, numărul 50-52, Focșani, județul Vracea, în vederea finanțării acesteia în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Dacă sunteți de acord cu... Dacă există observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare Plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cea împotrivă, dacă se abține cineva, doamnă și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Doamnă și domnilor consilieri, recuzându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, declar lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi, 3 mai 2018, închise și vă doresc cu o paneză profundă. Dumneavoastră și tuturor concetățenilor noștri.